Salut, prieteni, ce mai faceți? Bine! Am o propunere. Ce ar fi să mergeți să dormiți până mâine, mâncați până poi mâine și ne vedem la anul? Da. Super! Păi așa rămâne. Sau încercăm să ne distrăm acum? Da. Bine, vă întreb ultima oară. Salut, prieteni, ce mai faceți? Bine! Super! Sunteți pregătiți să ne distrăm împreună? Da! Mâna sus, copiii pregătiți de distracție. Super, lăsăm mâna jos. Încă o dată mâna sus, copiii cu minți. Super, lăsăm mâna jos. Încă o dată mâna sus, toți copiii care vor să meargă la dentist. Mergem săptămâna viitoare, scoatem toți dințișorii, ca să nu mai avem probleme cu ei, da? Super! Dar până mergem la dentist, începem distracția? Da! Prieteni, vreau să vă spun că am adus cu mine o cărticică în care am cele mai frumoase desene din întreaga lume. Vreți să le vedeți? Așadar, acestea sunt cele mai frumoase desene din întreaga lume. Am colindat toată lumea pentru ele și cred că merită aplauzele voastre. Cum adică nu e nimic? Hai măi, că este imposibil să nu fie nimic. Adică, vi le arăt încă o dată, trebuie să vă uitați un pic mai atent, bine? Încă o dată, prieteni, acestea sunt cele mai frumoase desene din întreaga lume. Am colindat toată lumea pentru ele. Vreți să verific eu? Da! Imediat verific, ia să vedem. Prieteni, acestea sunt cele mai frumoase pagini albe. Și mă gândeam, ce ar fi să facem noi o magie împreună să apară desenele în cărticică? Ce spuneți? Facem așa? Perfect! În cazul ăsta trebuie să ținem un degețel în poziția asta și desenăm imaginar fiecare câte un personaj. În final, eu iau desenele voastre, le arunc în cărticică și spunem formula magică. Sunteți pregătiți? Da! Ok, pe locuri fiți gata și eu îl fac repede, fac zvanii, fac urechile, corpul, lăbuțele din față, din spate, am terminat, voi? Gata? Bine, iau repede desenele voastre, le arunc în cărticică și spunem formula magică. Desene, desene, desene! Desene! Și în momentul acesta, prieteni, acestea sunt cele mai frumoase desene din întreaga lume și cred că merită ce merită. Aplauzele voastre! Acum, spuneți-mi, vă rog, ce le lipsește acestor desene? Culoare! Exact! Trebuie să vă spun un secret. În aer găsim foarte multe culori. Va trebui să ținem mâna în poziția asta, luăm culoarea din aer, o aruncăm în cărticică și spunem după magician roșu! În cărticică! Galben! În cărticică! Albastru! În cărticică! Roz în picățele! În cărticică! Alb cu dungi gri! În cărticică! Acum, dacă am aruncat aici toate culorile astea, înseamnă că avem cele mai frumoase desene colorate. Prieteni, acestea sunt cele mai frumoase desene colorate. Am colindat toată lumea pentru ele și cred că merită ce merită. Aplauzele voastre! Acum trebuie să vă mai spun un secret. Eu merg la foarte mulți copii și va trebui să le arăt și lor jocul acesta. Asta înseamnă că trebuie să luăm culoarea înapoi din cărticică, să o aruncăm în aer ca să mă rămână doar desenele. Bine? Super. Ținem încă o dată mâna în poziția asta și spunem roșu, aruncăm în aer, galben, în aer, albastru, în aer, roz în picățele, în aer, alb cu dungi gri, în aer. Acum, dacă am luat toate culorile, înseamnă că au rămas doar desenele, prieteni. Acestea sunt cele mai frumoase desene din întreaga lume. Am colindat toată lumea de duleși. Cum adică să nu fie niciun? Păi cum să luați și desenele? E imposibil să le luați dacă am spus că... Păi dacă am spus că luăm doar culorile, e imposibil să luați desenele. Măi, vreți să verific eu? Da! Nu vreau să verific, ia să vedem. Eu v-am spus că e imposibil să le luați. Sunt doar aici în cărticică. Vi le arăt încă o dată, bine? Prieteni, acestea sunt cele mai frumoase desene din întreaga lume. Cum să nu fie nimic adineaori? Păi adineaori m-am uitat și erau toate în cărticică. Vreți să verific încă o dată? Bine, bine, verific încă o dată. Ia să vedem. Mai sunt toate în cărticică, nu înțeleg ce problemă aveți. Vi le arăt ultima oară, bine? Prieteni, acestea sunt cele mai frumoase desene din lume. Două secunde. Vreți să spuneți că voi nu le vedeți? Da! Am înțeles, ok. Vreți să vă spun de ce nu le vedeți? Da! Nu le vedeți pentru că nu am spus formula magică. Știți care este formula magică? Da. Formula magică este următoarea. Desenelor! Desenelor! Vă rugăm frumos! Vă rugăm frumos! Rămâneți în cărticică! Și dacă le-ați vorbit atât de frumos, acestea sunt cele mai frumoase desene și cred că merită ce merită! Aplauzele voastre!
în continuare, ia să vedem noi cum stau copiii cu minți. Cu minți cu mâinile la? La ceapă mâini, nu la spate. Banul pe cap. Pe nasoc și urechi, ia să vedem nasoc și urechi. Uite, am văzut acolo, fetiță foarte cu minte. Acolo. Vino, te rog, repede lângă mine, tu cu masca roz, repede, da? Repede, 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 aici, în dreapta mea, cu fața către spectatori, să facem cunoștință. În dreapta, cu fața către spectatori și voce tare, spune te rog, cum te cheamă? Adela. Adela, îmi pare bine, eu sunt Bogdan. Adela, ne spui, te rugăm, câți ani ai? 5 ani. 5 ani, mulți înainte. Și ce ai vrea să te faci când o să fii mare? Fotbalist. Super, aplaudăm tare, tare, tare! Te-ai gândit la ce echipă o să joci? Nu, ai timp să te gândești, stai liniștit, e important să devii fotbalist, da? Dar până când ajungi mare fotbalist, ne spui și nouă ce faci cu mingiuțele astea două? Le-ai adus de la fotbal? Le-ai antrenezi cu ele? Da. Super, în cazul ăsta facem un joc. Ține un pic mingiuța în poziția asta, fii atentă. Mingiuța din mâna mea dreaptă o lasă în mâna stângă o strântare. A doua o strângi tu exact, așa, iar eu încerc să spui mingiuța. Bine, deschide, te rog, mâna, strânge, strânge tare, tare mingiuța, exact în poziția asta, iar eu o iau ușor, o fac invizibilă și o pun la mine în mâna stângă. Încă o dată, ușor, invizibilă, la mine în mâna stângă. Spune-mi, te rog, dar fără să deschizi mâna, mai ai vreo mingiuță? Da. Eu te întreb serios, adică e imposibil să mai... Trebuie să spui nu, că nu, adică e imposibil, te întreb încă o dată. Spune-mi, te rog, fără să deschizi mâna, mai ai vreo mingiuță? Nu. Nu, exact, deschide acum, uite, în poziția asta mâna, deschide. Măi, tu ești magician cumva? Da, este. Dar cum ai făcut? Vrei să spun eu cum s-a întâmplat? Fii atentă. De la început ți-am dat cele două mingiuțe în poziția asta. Te-am rugat să le strângi foarte tare. Tu le-ai strâns tare. Pune și cealaltă mână aici deasupra ca să facem jocul puțin mai greu. Între timp, când n-ai fost atentă, eu am luat încă una din buzunar. Am pus-o în mâna mea stângă, am suflat peste mâna mea stângă și ce crezi că s-a întâmplat? Dispare de la mine. Deschide mâna ușor. Deschide. De data asta cred că nu le-am numărat bine. Eu propun să le număr încă o dată un pic mai atent. Și avem una, două, trei. Deschide-te, rog, mâna, strânge tare, pune cealaltă mână. Exact așa, strâns tare, da? Iau repede o mingiuță imaginară, spuneți-mi voi ce culoare are. Roșie. Ia-mi scos mâna din buzunar. Uite, am scos mâna din buzunar. Ce culoare are mingiuța asta? Roșie. Roșie, mâna dreaptă, mâna stângă, mâna dreaptă, mâna stângă, mâna dreaptă, mâna stângă, mâna dreaptă. Și la tine, palmă, deschide-te, rog, mâna ușor, ușor. Mâna, două, patru mingiuțe cu care o să facem un joc foarte simplu. Eu le duc pe rând în mâna stângă, iar voi trebuie să ghiciți câte duc aici, bine? Da. Ne jucăm pe puncte? Hai să vedem pentru 10 puncte. O mingiuță la mine în palmă, a doua mingiuță la mine în palmă, a treia mingiuță la mine în palmă și a patra, adică ultima, în buzunar. Câte am acum aici? Răspuns corect, două, încă o dată, pentru 100 de puncte, 100 de puncte. Una singură, una singură la mine în palmă, a doua, adică ultima, în buzunar. Câte am acum aici? Una! Răspuns corect, 3, 3, am câștigat 100 de puncte. Încă o dată, pentru 1000 de puncte. Una la mine în palmă, vreți să vă ajut un pic? Da? Bine. A doua, tot aici, deci acum am două și a treia, ultima, în buzunar. Câte am acum una, aici? Răspuns corect, bună, mâna, încă o dată! Da, s-a văzut exact, încă o dată, pentru 1000 de puncte. Una la mine în palmă, câte am? Una! Bine! Câte ai spus? Trei! Una, măi, dacă am spus una, una! Încă o dată, una la mine în palmă, câte am? Una! Una! Cine a spus nici una? Dumneavoastră, pentru dumneavoastră o să fac foarte, foarte încet. Una, singura! Câte am acum aici? Una, una, una! Deci, dacă spun una singură la mine în palmă, câte sunt? Una! Exact, 10! Încă o dată! Una la mine în palmă, a doua tot aici, a treia tot aici, a patra tot aici, a cincea tot aici, a șasea în mâna mea stângă, a șaptea în mâna stângă, a opta în mâna stângă, a noua în mâna mea stângă și a zecea, adică ultima, în buzunar. Câte am acum aici? 8, ai spus, ești foarte aproape, mai mult un pic, mai mult, ești aproape. No, mai, cam așa. 10! 10 și mai aproape, mai mult un pic. Un pic mai tare, mult mai. Câte? Câte? Zero! Zero! Aplauze!
tare, tare pe prietena noastră! Îți mulțumesc! Mergem în legătura de prieteni. Și în continuare, ia să vedem cum stau copiii cu minți. Cu minți, cu mâinile la? Spate! Cu mâinile la? Spate! Măi, tocmai am stabilit mai devreme. Cu mâinile la? Ceapă! Uite acolo un băiat cu minte în spate, acolo. Tu, repede, cămașa roșie cu negru. Repede, lângă magician. Repede aici, în dreapta mea. Ia să vedem unde mai găsim noi copii cu minți. Param, param, param. Acolo o fetiță cu minte? Da? Hai, repede, lângă magician. Repede, 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 repede. Param. Bună! Pe tine cum te cheamă? Vii lângă noi? Te rog aici, în dreapta, să facem cunoștință și ia să vedem unde mai găsim. Salut, tinere, ce faci? Bine, așteptai să te stric, nu? Super, aici în dreapta cu fața către spectatori să facem cunoștință. Eu sunt Bogdan, cum te cheamă? Radu. Radu? Da. Radu, îmi pare bine. Radu, spune-mi, te rog, câți ani ai? 7. Mulți înainte. Ce ai vrea să te faci când o să fii mare? Așa, și? Basketbalist? Super, îl aplaudăm, tare, tare, tare. Salut, tinere, eu tot Bogdan sunt. Eu sunt Rareș. Rareș, îmi pare bine. Ne spui, te rugăm, câți ani ai? 9. 9, mulți înainte. Ce vrea să te faci când o să fii mare? Arhitect. Arhitect, îl aplaudăm tare, tare. Super. Și tu, super, super, o să fiți colegi, o să faceți echipă împreună. Uite, acum după spectacol vă stabiliți proiectele pentru mai târziu, da? Hei, hei. Bună, pe tine cum te cheamă? Elsa. Elsa, îmi pare bine. Îmi pare bine. Eu sunt Bogdan, magicianul. Ne spui, te rugăm, câți ani ai? 4 ani. Mulți înainte. Și ce ai vrea să te faci când o să ai 2? Adică, când o să fiu mare, da? Vreau să fiu de conductor de tren. Super! Aplaudăm tare, tare! Bună! Eu sunt Bogdan, sunt pe tine, cum te cheamă? Eva. Eva sau Eva? Eva. Eva, îmi pare bine. Eva, ne spui, te rugăm, câți ani ai? 4. Mulți înainte. Ce vrei să te faci când o să ai 4? Bine, dar când o să fii mare? Nimic. Cum? Nimic. Super, cea mai tare meserie. Prieteni, vreau să vă spun că am adus cu mine un săculeț în care am 46 fermecate. Una este roșie. Una este roșie, una este verde, una este galbenă și una este mov. Spune-mi, te rog, ce culoare dorești? Roșu, verde, galben sau mov? Galben. Galben, iată că și a fața galbenă, să nu dai drumul pe zboar, nu mai vindem. Mai am roșu, verde, mov. Roșu, verde sau mov? Roșu. Pentru tine, la fel, nu dai drumul pe zboar, nu mai vindem. Mai am verde, mov. Verde sau mov? Mov. Mov. Pentru tine, mai am verde. Spune-mi, te rog, ce culoare vrei? Verde sau verde? E o decizie grea, știu, dar păi mai am doar verde, îți dau verde sau verde? Verde, de care verde vrei? De la sau de ăsta? Am doar de ăsta, îți dau de ăsta? Da? Bine, te rog verdele ăsta. Așadar, prieteni, acum vă arăt săculețul complet gol, iar voi trebuie să fluturați tare tare în șarpele, să le vadă toată lumea. Exact așa. Doar cum te rog eșarpa înapoi în săculeț, pe rând de lăsăm înapoi în săculeț, înapoi în săculeț, înapoi în săculeț. Și împreună spunem formula magică. Focus, focus. Abracadabra. XYZ. Dublu fuchiuță tău, vă! Super! Spune-mi, te rog, ce culoare era eșarpa ta? Galben. Galben, uite că am găsit roșu. Cine au roșu? Eu! Spune-mi, te rog, încă o dată, ce culoare era eșarpa ta? Galben. Galben, uite că am găsit moc. Cine? Cine? Păi, ce culoare era eșarpa ta? Dar ce culoare era pe mine? Galben! Am găsit, în sfârșit, verde. Asta era, da? Fii atent, în săculeț a rămas doar eșarpa galben. Ține tu, te rog, două degete în poziția asta, faci mâna în săculeț, iei șarpa galbenă, o arăți tuturor, după care continuăm distracția, bine? Te rog, mâna în săculeț, scoți șarpa galbenă, o arăți tuturor și după aia continuăm distracția. Trebuie să o scoți de acolo, dacă nu o scoți, nu putem să continuăm. Nu e acolo. Păi nu, trebuie să o scoți din săculeț. Nu e acolo. Vrei să-ți arăt încă o dată? Nu. Două degete în poziția asta, faci mâna în săculeț, iei șarpa galbenă, o arăți tuturor și continuăm, adică este foarte simplu. Doar bagi mâna acolo în săculeț, bagă mâna acolo, scoți eșarpa de acolo, o arăți tuturor, după care continuăm, adică trebuie să o scoți de acolo, adică dacă nu dai afară nu pot continua, să știi, trebuie să dai eșarpa. Uite, ți-arăt ultima oară, iată-mi.
Uite, îți arăt ultima oară. Două degete în poziția asta, iei șarpa galbenă, o arăți tuturor și continui în strada. Exact, bagi mâna acolo în săculeț, iei șarpa... Super! Îl aplaudăm tare, tare! Mi-a venit o idee. Ce ar fi să unim noi toate șarpele într-una singură? Da! Uite, vă arăt săculețul complet gol, iar voi pe rând puneți șarpele aici înapoi în săculeț. Deci vine săculețul la voi și voi puneți aici șarpele, da? Când săculețul e acolo, pui galbenaie, da? Deci nu în dreapta, nici în stânga, doar în săculeț. Vine săculețul acolo și pui galbenaie. Săculețul e acolo și păi, eu nu-l las, îmi țin-o de mână, trebuie să pun șarpa aici în săculeț. Deci e șarpa aici nu pe jos, da? Exact în săculețul ăsta. Nu în dreapta, nici în stânga, nici în dreapta. Hai, nu pe jos. Ia atent, când vine săculețul lângă tine, tu pui galben aici, da? Deci nu în dreapta, nici în stânga, doar în sac. Vine acolo, nu în dreapta, nici în stânga. Nu pe jos, nu pe jos, nu pe jos, doar înăuntru, în sacul ăsta. Când vine pe aici, da? Super, mai departe, șarpa roșie, te rog, exact în sacul ăsta. Când vine acolo, tu pui aici, da? Repede. Super! În continuare, șarfa verde, te rog exact. În continuare, șarfa verde, te rog exact. Nu, în continuare, șarfa verde, te rog exact. Exact aici, în săculețul ăsta, perfect. Și pentru om, pentru un om, întotdeauna am o slăbiciune și fac foarte, foarte lent. Adică, săculețul vine foarte, foarte, foarte lent și tu repede nu pui în dreapta nici în stânga. Vine lent, tu nu pui în dreapta nici în stânga. Dacă se împărte săculețul în cerc, aștept să se oprească, să le cea în dreapta o dată în stânga, după aia pui în el. În el, exact aici. Și împreună scriem iar formula magică. Focus, focus. Abracadabra. În momentul acesta, prieteni, ați reușit să uniți toate șarfele într-una singură și aceasta este șarfa cu toate culorile. Și mă gândeam, ce ar fi să o transform repede într-un iepuraș? Da! Super! Data viitoare! Data viitoare! Nu! Acum! Acum! Păi cum acum? Păi lumea de trează un spune, să veneam iepurile după mine de acasă, dar nu numai cu mine, eu am întrebat așa. Păi cum mă, eu am zis să facem o glumă? Am magie! Adică să facem magie? Da! Bă, bune să facem? Da! Să facem bine, magie. Hai să stăm iar cu fața către spectatori, încep, dar nu promit. Uite, lasă șarpa aici în acel săculeț și spune iar formula magică. Focus, focus, abracadabra. Și în momentul ăsta, cred că ați reușit să faceți să apară cel mai mare proaște pe care l-am văzut eu vreodată. Ține, te rog, bine de aici, ține. Ține și tu bine de aici. Wow. Așa, dar acesta este cel mai mare proaște. Ne aplaudăm tare. Nu cred! Hai măi, pui atâtea probleme în timpul spectacolului. Mergem acum la locurile noastre. Mergem la locurile noastre. Dar de ce ești nemulțumit? Voi un adevărat, nu? Și dacă apare unul adevărat, o să fii mai mulțumit? Mult mai. Mult mai mulțumit? Bine. Ok, hai că o să încerc. Noi magicienii, de fapt, când transformăm, când facem să apară un iepure adevărat, avem întotdeauna nevoie de unul fals pe care îl transformăm într-unul adevărat, ai înțeles? Deci, asta înseamnă că trebuie să vă prezint un cub fermecat, vi-l arăt pe toate părțile, după care iau iepurașul, acopăr cubul în poziția asta și se spune formula magică. Focus, focus! Abracadabra! Iepurașul s-a transformat și l-aplaudăm tare, tare! Iepurașul nu s-a transformat. Dar aveți vreo idee de ce nu s-a transformat? Adică trebuia să funcționeze. Mereu funcționează chestia asta cu iepurile false în ăla adevărat. Acum, cred că știu care e problema. I-ați pus pe nume iepurașului? Care e numele lui? Asta e cea mai bună întrebare. Care e numele lui? Pe iepuraș îl cheamă Biribum. Și atunci, uitați cum facem. Acoperim încă o dată cubul în poziția asta și spunem formula magică. Focus, focus! Biribum! Vreau să apare acum! Și acesta este Biribum! Și l-aplaudăm tare, tare pe... Măi, nu e... Cred că am pierdut iepurașul. Adică știu sigur. Auzi, ai văzut cumva un iepure alb? Nu. Era cu un pic de gri în jurul ochilor, semăna cu Zoro. Nu? Dar știu sigur. Nu. În spate acolo, Elsa! Elsa, ai luat iepurașul cumva? Nu? Stai-ți, măi, că mi-am adus aminte. Mereu mă zăpăcește iepurașul ăsta pentru că este un iepuraș foarte jucăuș. Și dacă nu sunt și copii la fel de jucăuși, el nu vine niciodată. Adică lui îi plac copiii jucăuși. Și asta înseamnă că acopăr încă o dată în poziția asta și trebuie să stați precum iepurașul cu mâinile în față. Exact. Și spunem formula magică. Focus, focus! Biribum! Biribum!
Vreau să apare acum și în final trebuie să faceți din mânuțe și funduleț. Bum, bum! Super! Încă o dată! Hocus pocus, bini, bum! Vreau să apare acum. Bum, bum! Și acesta este bini, bum și la... Măi, dar acolo nu e bini, bum! Aici avem doi biribum pitici, noi ne trebuia un biribum urechiat care vine la mângâiat, nu așa am vorbit, dar, cred că am o idee. Ce ar fi să-i transformăm pe cei doi biribum pitici într-un biribum urechiat care vine la mângâiat? Ce spuneți? Facem așa? Bine, pentru asta va trebui să facem un pic de liniște, să nu-i speriem, pentru că îi iau de aici. Îi las într-un cufăr fermecat, exact aici. Nu țipăm, nu țipăm, nu țipăm. Hai, biribum, hai, hai. Hai, hai, hai. Nu țipăm că se sperie. Hai, 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 sus, sus, sus. Super! Hai, zici, știți, că amețește repede. Hai, 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 hai. Super! Bun, îl las și pe el în acest cufăr fermecat, după care spunem formula magică. Hocus pocus, biribum pitici, transformați-vă aici! Și în momentul ăsta i-ați transformat într-un biribum fals? Măi, da, voi ați spus în ce să se transforme? Nu, păi și atunci cum facem? Că... Bine, hai că am glumit cu voi. Vreți să vă spun unde e biribum adevărat? Este în cutie. Vreți să-l dau afară? Biribum! Haide, te rog, ieși afară că vor copiii să te vadă. Nu mai au răbdare. Hai! Măi! Dar ce formulă magică ați spus? Ați spus cumva, focus, focus, biribum, pitici, dispăreți de aici? Păi nu era asta formula magică și acum am rămas cu urecheatul ăsta fals. Aveți vreo idee cum facem mai departe? Cred că am eu o idee. Ce ar fi să-l transform pe urecheatul ăsta fals într-unul adevărat? Ce spuneți? Facem așa? Bine. Dar pentru asta va trebui mai întâi să-l fac să dispară, după care îl fac să apară și în final îl transform. Sunteți de acord? Perfect. În cazul ăsta îl iau, îl împachetez, îl las într-o oră fermecată, spun formula magică. Hocus pocus! Abracadabra! Și gata, nu mai este. A dispărut. Îl vedeți? Ok, stați pe scaunele, stați pe scaunele și puneți mâinile la ochi. Mâinile la ochi, așa. Îl mai vedeți? Nu. Dați mâinile la o parte. Îl vedeți? Da. Adică ce voiam să vă spun este că dacă nu-l mai vedeți, uite, cum ar fi de exemplu în poziția asta, nu-l mai vedem. Asta înseamnă că nu mai este, că dacă nu-l vezi, nu e logic, nu? Dar dacă îl vezi, înseamnă că... Rămâneți pe scaunele, vin eu la fiecare, da? Pe scaunele, pe scaunele. În continuare, să-l lăsăm aici să se odihnească. În continuare, mă gândeam să vă arăt cel mai rapid. Lasă-l că nu fuge nicăieri. Iepure, grăsan. Îl duc la locul lui să se odihnească. În continuare, mă gândeam să vă arăt cel mai rapid număr de magie din lume, dar am o problemă. Am adus cu mine două din cele mai rapide numere de magie și nu prea știu cu care să încep, cu primul sau cu al doilea. Cu al doilea! Al doilea este în felul următor. Am adus cu mine o pungă și o sticlă. Se arată sticla în poziția asta. Punga este complet goală, se lasă sticla înapoi în pungă și e gata, s-a terminat. E cel mai rapid. Vreți să-l fac încă o dată? Bine, îl fac încă o dată. Am adus cu mine o pungă și o sticlă. Se arată sticla în poziția asta, punga este complet goală. Se lasă sticla aici înapoi în pungă. Vreți să-l fac mai lung? Da. Da, bine, fac mai lung.
Spun formula magică, hocus pocus abracadabra, întorc punga cu gura în jos și în momentul acesta sticla pur și simplu nu mai este, a dispărut. Asta e partea cea mai simplă. Partea cea mai grea e să spun iar hocus pocus, să o fac să apară. Uite, dacă vrei să arăt cum funcționează, îți arăt cum funcționează, fii atent. Când eu la sticla în pungă și întorc punga cu gura în jos, în momentul ăsta voi nu mai vedeți sticla, iar asta înseamnă că nu mai este. Adică dacă ați văzut sticla în poziția asta, înseamnă că, măi, ca la iepure, l-ați văzut, era, nu l-ați văzut, nu mai era. Ați înțeles? Deci acum, dacă nu se mai vede, nu, dacă la iepure ați acceptat, trebuie să acceptați și la sticlă, bine? Ok, bine, nu-mi iese numărul ăsta și nu mai fac. Nici măcar nu mai țin minte, era primul sau al doilea? Era primul sau al doilea? Al doilea. Deci ar trebui să-l fac pe primul cel mai rapid. Primul cel mai rapid este în felul următor. Am adus cu mine 1, 2, 3 pahare și o sticlă cu apă. Ce se întâmplă? Iau paharul din dreapta, torn un pic de apă paharul din dreapta și în final apa se transformă. Sunteți pregătiți? Ăsta chiar e cel mai tare și cel mai rapid. Măi, dar ați văzut că un de acolo în spate, ce drăguț sunt? Chiar acolo, pe gardie, ați văzut, doar apă? Bogdan? Spun hocus pocus și apa dispare, nu mai e. Dar iepurele din spate l-ați văzut, doar chiar apă? Spun iar hocus pocus și apa dispare de două ori. Bogdan? Cel mai tare număr de magie, ba. Știi ce faci? Numărul de magie dispare? V-ați dat seama cum am făcut? Da, eu! Cum? Păi, dar dacă te-ai uitat în spate, de unde știi că n-am turnat? Nu te-ai uitat în spate? Am înțeles, trebuia să spui de la început. Ai grișat, adică, ok. Aha, bine. Uite cum facem. Spuneți voi de pe scăunerele voastre, ce pahar preferați? Stânga, dreapta sau mijloc? Am înțeles, deci iau paharul din dreapta. Cum? Scuze, n-am auzit. Ok, iau paharul din stânga. Mai, dar sunteți nehotărâți tare, mai întâi dreapta, după aia stânga, acum mijloc. Bine, iau paharul din mijloc, torn apă în paharul din mijloc, după care fac un joc foarte simplu. Eu amestec paharele între ele, iar voi va trebui să ghiciți în care am pus apă. Sunteți pregătiți? Da. Fiți atenți, pot să le amestec foarte, foarte repede, nici nu vă dați seama cum le-am amestecat și când le-am amestecat. Pregătiți? Încep? Stânga, dreapta sau mijloc, stânga, dreapta sau mijloc, stânga, dreapta sau mijloc, stânga, dreapta sau mijloc, stânga... Repede, stânga, dreapta sau mijloc! Așa este, sunt foarte atenți, dar uite cum facem, ne amestec încă o dată. Stânga, dreapta sau mijloc, stânga, dreapta sau mijloc, stânga, dreapta sau mijloc, stânga, dreapta sau mijloc. Stânga, dreapta sau mijloc! Bine, 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 vă rog să vă întoarceți cu spatele. Am glumit cu voi, rămâneți cu fața, ne-am este ultima oară. Stânga, dreapta sau mijloc, stânga, dreapta sau mijloc, stânga, dreapta sau mijloc, stânga, dreapta sau... Mijloc, îmi pare rău, este complet gol! Așa! Măi, nu! Păi ați spus mijloc, acum spuneți stânga? Asta înseamnă să trișați și la magie nu trișează nimeni! Nu, deja începe să vă jofticați și nu e bine așa. Nici nu trișăm, nici nu ne ofticăm, da? Două reguli importante. Ați greșit, asta este, n-am ce să vă fac, dar uite, vă mai dau o șansă. Adică, le amestec încă o dată, dar dacă greșiți și a doua oară... Nu e adevărat. Ăsta da, l-am pus ca să vezi că este complet gol. Uite, le amestec încă o dată, dar dacă greșiți și a doua oară, arunc apa pe voi. Da, eu vreau. Pregătiți? Stânga sau dreapta? Stânga sau dreapta? Stânga sau dreapta? Stânga sau... Vă întreb eu, ăsta? 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 Și dacă ar fi să vă spun, de exemplu, că acesta este gol, nu știu, rămâneți la aceeași alegere? Da. Adică vă întreb încă o dată. Acesta? Da! Păi și dacă vă spun de două ori, de exemplu, este gol, rămâne aceeași alegere? Da! Hai, vă spun ultima oară, ăsta este gol, rămâne acesta? Da! V-am spus de trei ori că este gol, n-am spus să mă credeți, n-am ce să mă fac, pe aceasta, plin cu apă, vin, dau, oh!